Evenimentul a avut loc miercuri dimineața în comuna Mileanca. Polițiștii l-au somat pe tânărul în vârstă de 28 de ani să oprească pentru efectuarea unui control. Aceștia aveau indicii că șoferul s-ar fi ocupat de contrabanda cu țigări. Acesta, în loc să respecte legea, a călcat pedala de accelerație și a lovit autospecial a poliției. Oamenii legii nu s-au lăsat intimidați și au pornit în urmărirea acestuia spre comuna Vorniceni. Pentru a-și ascunde urmele, tânărul a intrat cu autoturismul în curtea unei stâne de oi, după care a fugit. La scurt timp însă, atât autovehiculul cât și suspectul au fost găsiți de către oamenii legii. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul IPJ. În ceea ce privește șoferul, acesta este din orașul Daraban și urmează să fie prezentat judecătoriei Daraban cu propunere de arest preventiv. A fost identificat tânărul care, cu o zi înainte, nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor și pentru a-și asigura scăparea, a lovit intenționat autospecial a poliției. În cauză, acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, ultraj și contrabandă, întrucât există indicii rezonabile că ar fi traficat și transportat un număr de 3500 de pachete de țigări. După efectuarea unor percheziții în Daraban la locuința altor suspecți, s-au găsit 3500 de pachete de țigări ambalate în carton.